Habar n-au ce așteaptă. Vine să complice tot. Încă o schimbare, încă un concurent surprins. Cine intră în joc? Ferma Orășeni versus Săteni la Pro TV. Bună seara, Augustin. Mă bucur să te cunosc. Domnul Șeanu, da. Nu mai știu unde-i fata. Nu știu că m-am pălit de ușa aia de păcătoasă în crușa masă de puș. Nu știu încotro lor. Lasă că o găsim noi. Da. Dacă a plecat, o găsim noi. Bun, hai, o găsim. N-a plecat nicăieri. Am luat-o eu pentru că o iubesc. Ce? Bu! Domnul Șeanu, cine este? Hă? E omul meu de încredere. Omul tău de încredere? Dacă e omul dumneavoastră de încredere și o iubește pe fată? Păi dacă o iubește, eu nu pot să strig relațiile de prietenie și de cordialitate între noi, nu? Asta e, hai că eu mă duc să obosit de la drumul ăsta de la Tiraspol. Mă, mă, mă! Bă, bețivule! Lasă, dracule, butilca! Bă, lasă, bă, du-te mai locomia dacă mai bești pe drum. Oi, dacă nu... Hai! Hai să mergem, că... Hai să trăiești, domnul Șeanu! Ne mai vedem mâine, că duci, bă. Și cu apartament, de goale, tot și am... Da. Să mergem. Igor! O, ce cior! Da. Ți-ai uitat geaca? Geaca! Stai că ți-o aduc eu, stai. Păi mai repede, mă. Frățioare! Da. Eu te-am înțeles, știi? Mă duc în șatră să văd ce mai e pe aici și... Dacă ai nevoie de mine, oricum, da? Lenții! Da, hai să dă-i o curaj. Sunt trist. Acum plec. Să trăiești, hai. Spor la treabă sau, mă rog, da. Ia zi, mă! Repetă-mă ce ai zis mai devreme! Că o iubesc pe Regina. Deci am auzit eu bine, da? Am auzit bine, da? Dar parcă mi-ai mai turnat rahatul ăsta. Parcă eram amândoi acolo la... Nu, acolo eram, acolo la canapea eram, a? Și eu ți-am zis ceva. Hmm? Ce ți-am zis eu, mă? Că e femeia lui Armando și... Ce ți-am zis eu, mă? Ce ți-am zis eu, mă? Ia zi! Zic că nu mi-amintesc. Că e femeia lui Armando. Și eu n-am uitat. Dar n-am ce să fac. O iubesc și gata. Am să știu eu ce să fac acum, Cosmin. Poți să-mi spui și mie? Cum ți-ai permis? Să-mi pui tu în pericol afacerile mele cu moldovenii. Aștept explicații. Nu am niciun. Și de aici încolo poți să faci ce vrei cu mine. Iubesc!
asta! Că umblă cu femeia mea! Dacă aveai vreun pic de respect față de ea, nu lăsai să plece cu bolșevicul afară! Că tot ești tare în gură! Tot tu comentezi în fața morții, tu comentezi! Zi! Marș de aici! Marș! Hai, hai! Uite... cum facem? O să repet după mine. Cuvânt cu cuvânt, frumos, cu intonație și dacă o singură dată cu mine o să te abați de la ce vei spune acum. Ești mort. Repetă. Regina e femeia lui Armando. Regina e femeia lui Armando. Eu nu o iubesc. Eu nu o iubesc. Eu am grijă de ea. Eu am grijă de ea. Și o apăr. Și o apăr. Ca pe oricare alt membru al familiei lui Don Luciano! Ca pe oricare alt membru al familiei lui Don Luciano! Ia băgat-i și tu aici. Nu vorbesc neîntrebat? Nu vorbesc neîntrebat. Nu fac nimic? Nu fac nimic. Până nu obțin, până nu obțin aprobarea lui Don Luciano, aprobarea lui Don Luciano. Dacă Don Luciano, dacă Don Luciano este într-o întâlnire de afaceri, este într-o întâlnire de afaceri, nu fac decât ce spune el. Nu fac decât ce spune el. Pentru că sunt un bou! Pentru că sunt un bou! Un prost! Un prost! Un limbric! Un limbric! Și trăiesc de pe urma lui! Și trăiesc de pe urma lui! Asta nu trebuie să o repetați. Lasă-l. Ia-l pe ăsta de aici și du-l în fața mea. Lasă pistolul. Don, ce facem cu asta? Aștept ordine. Ce zici, mă? Ce facem cu asta? Aștept ordine. Ce dracu să faci?
Ce dracu să facem? Nimic. Mai am? Încă nevoie de el. Paștele morților, morți. Și de mine? Ce întrebare idiotă, mă, băiete. Bă, băiete, bă, ce tâmpit ești. Toți sunt idioți, așa sunt amândoi. Cine ești aici? Unde duce făușa? Nicăieri e pusă doar de formă. Și ce cu astea, cu dansuri, cu mângâieri, cu... Mă prosteam și eu. Păi de ce? Pentru că sunt foarte fericită. A, da? Mhm. Zice că ai realizat și tu în sfârșit că ai un bărbat așa ca mine, nu? Bărba ca tine? Nu, nu prea. Regina, ia stai cu așa. Păi, știi, eu pot să am orice femeie vreau eu. Da, cu japca oricând. Regina, nu vreau să mă enervez. N-are rost, chiar n-are rost. Așa că... Hai bine, fă, gata, că mi-au venit nervi. Spalte pe mâini că... vezi că... Fai, uite-te la mine când vorbesc cu tine. Vezi că vreau să-mi faci un copil, da? Și vezi că nu glumesc. Vă place brânza? Mm-hmm. Bună. Provolone. Italia. Nu făcătură ca asta de pe aici, de pe magazin. Când eram copil la mama acasă, nici prin cap nu i-a trecut să mănânc brânză împuțită. Mm-hmm. Adică când am fost la armată, mănânc și una sâpă acum. Mm-hmm. Ați fost la război? O leacă. Câte o cutie de armament, tot război înseamnă că se face, nu? Cecenia. Cecenia, da. Tu ai făcut cofinista? Regina, ia vină fă-n coa. Da. Unde-s fouăle mele, că nu mai pute foam? Bună. Da, 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 faci o cafea extraordinară. Bună cafea.
Luați. În lidușe să venim și fac băieții, cum sunt hodinit, și da, mai vedem noi. Băieții, da. Păi ce să zic, să fiți atenți că... Na, trebuie să trăim ca să și cheltuim ce producem, nu? Toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim. Băi, like, subscribe, notificări, clopoțel. Ca să ne uităm toți acolo la filmulețe, că sunt multe și mă bucur că urmă.